Prin jertfa cea mare și sfântă, prea bunul și blândul Iisus, ne aduce din cer mântuire și har de la Tatăl de sus. Trăimi, Sfine Tăi, să-i dăm slavă, prin jertfa care celebrăm, a Domnului tainică moartă, cea guină vie rocnătă. Credința, speranța, iubirea, le avem în Hristos, Domnul Sfânt. Pe El să-L cinstească, mă prebună, și cerul și întregul pământ. Trăimi, Sfine Tăi, să-i dăm slavă, prin jertfa care celebrăm, a Domnului tainică moartă, și-a Lui înăvie rocnătă. Creștini cu iubire, uniți-vă în ruga și cânt, la jertfa pe care mă duce, Hristos mielul vrednic și sfânt. Trăimi, Sfine Tăi, să-i dăm slavă, prin jertfa care celebrăm, a Domnului tainică moartă, și-a Lui înăvie rocnătă. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Iubiți credincioși, astăzi Sfânta Biserică îl sărbătorește pe Sfântul Evanghelist Luca, unul din cei patru evangheliști, pentru că el a fost medic, așa cum precizează Sfântul Paul într-una din scrisorile sale. Astăzi medicii îl sărbătoresc ca patronul lor și de aceea și liturgia din seara aceasta este o liturgie în care o parte din lucrătorii sanitari sunt prezenți la Sfânta Liturghie, împreună cu el îl invocăm pe Sfântul Luca să mijlocească pentru toți cei care lucrează în domeniul sanitar, să o facă cu zel, cu dăruire,
lucrând pentru vindecarea trupurilor, dar în același timp și a sufletelor, pentru că făcând acest lucru în spirit de credință și oferind lui Dumnezeu munca lor, jertfa lor, să dobândească alinare și pentru sufletele celor care suferă. Îi avem prezenți pe toți cei care suferă, alături de cei care îi îngrijesc și punem pe altarul Domnului toate aceste gânduri și intenții bune, rugându-L pe Sfântul Luca să ne mijlocească ajutor de la Dumnezeu. Să ne recunoaștem acum cu umilință păcatele și să-i cerem iertare pentru tot ce am greșit, ca să participăm așa cum se cuvine la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Gloria in excelsis Deo. Pace pe pământul oamenilor de bună voință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Lovomoria, lovomoria, in Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Lovomoria, lovomoria, inăvește mersimisevo, inăvește mersimisevo. Tu care ești de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfântă, Tu sinegore Domn, Tu singură prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
Logomoria, logomoria, in excelsis simis eo, in excelsis simis eo. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, care l-ai ales pe Sfântul Luca spre a dezvălui prin predică și prin scris misterul iubirii tale față de cei săraci, fă ca aceia care se mândresc cu numele de creștin să stăruie în a fi o inimă și un gând, și toate neamurile să se învrednicească să vadă mântuirea ta. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amen. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, Dima m-a părăsit, iubind lumea de acum, și a mers la Tesalonic. Crescens este în Galația, iar Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, căci îmi este de folos în slujire. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni să-mi aduci mantia pe care am lăsat-o într-o as la Carp, ca și cărțile, în special pergamentele. Alexandru, arămarul, mi-a făcut multe rele. Domnul îl va răsplăti după faptele sale. Păzește-te și tu de el, pentru că s-a împotrivit foarte mult cuvintelor noastre. La prima mea apărare, nimeni n-a fost alături de mine, ci toți m-au părăsit, să nu le se ia în seamă. Domnul însă mi-a fost alături și m-a întărit, pentru ca predicarea să se împlinească prin mine și să o audă toate popoarele. Cuvântul Domnului. Credincioșii tăi să facă cunoscute faptele puterii tale, Doamne. Credincioșii tăi să facă cunoscute faptele puterii tale, Doamne. Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale și credincioșii tăi să te binecuvânteze, să facă cunoscută gloria Domniei tale și să vorbească despre puterea ta. Credincioșii tăi să facă cunoscută faptele puterii tale, Doamne. Credincioșii tăi să facă cunoscută tuturor oamenilor faptele puterii tale și gloria plină de strălucire a Domniei tale. Împărăția ta este împărăția tuturor veacurilor și stăpânirea ta va dăinui din generație în generație. Credincioșii tăi să facă cunoscută faptele puterii tale, Doamne. Drept este Domnul pe toate căile sale și credincios în toate lucrările sale. Domnul este alături de toți cei care îl cheamă, de toți cei care îl cheamă în adevăr. Credincioșii tăi să facă cunoscute faptele puterii tale, Doamne. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, aleluia. Eu v-am ales pe voi și v-am pus ca să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, spune Domnul. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Domnul a ales alți 72 și i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în toate cetățile și locurile pe unde avea să treacă el și le-a spus: Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul lui. Mergeți, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu luați nici pungă, nici de sagă, nici încălțăminte și nu salutați pe nimeni pe drum. În casa în care intrați, spuneți mai întâi pace acestei case. Și dacă acolo este vreun fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. Rămâneți în casa aceea, mâncați și beți ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutați din casă în casă. Când intrați într-o cetate și vă primesc, mâncați ceea ce este pus înaintea voastră, vindecați bolnavii din ea și spuneți-le: s-a apropiat de voi împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Lăudați să fie Iisus și Maria. Credincioșii tăi, Doamne, să facă cunoscute faptele puterii tale. Preasfințite, iubiți frați și surori în Hristos, stimați lucrători sanitari, în fiecare an, la 18 octombrie, atât Biserica din Răsărit, cât și Biserica din Apus, îl sărbătorește cu mare bucurie pe Sfântul Luca, evanghelist, iar conform tradiției era și medic. Iar Apostolul Pavel, în scrisoarea către Coloseni, îl numește Medicul prea iubit. Și această zi este dedicată tuturor lucrătorilor sanitari, care sunt chemați să fie imagine a lui Hristos și a Bisericii în iubirea față de cei bolnavi și suferinți. Să fie această imagine vie care să reușească prin activitatea lor să facă cunoscută iubirea lui Dumnezeu față de cei bolnavi, față de cei aflați în suferință. Căci Iisus, așa cum ne spune și evanghelistul Luca în Evanghelia sa, a avut mereu o grijă deosebită și o predilecție față de cei bolnavi, față de cei mici, față de cei marginalizați. Sfântul Luca provenea dintr-o familie păgână, dar apoi s-a convertit și a devenit ucenicul Sfântului Paul și de la el a învățat ce înseamnă cu adevărat iubirea, ce înseamnă să renunți la tot ceea ce este greșit și să-L slujești pe Hristos din toată inima ta. Iar propovăduirea lui Paul a constituit nucleul predicii pe care evanghelistul Luca o va redacta atât în Evanghelie cât și în Faptele Apostolilor.
Și dacă parcurgem aceste două scrieri ale sale și vedem cum ne-o prezintă pe Sfânta Fecioară Maria ca plină de iubire și pe Iisus Hristos ca fiind bogat în milostivire, în iertare, care îi vindecă pe toți cei care suferă atât de boli trupești, cât și de boli sufletești, înțelegem care este iubirea lui Dumnezeu față de fiecare dintre noi, acest dar mare al iubirii, la care suntem invitați să răspundem și noi cu iubire, căci spunea Sfânta Teresa de Avila, pe care am comemorat-o zilele trecute, iubirea cere iubire. La iubirea lui Dumnezeu suntem invitați întotdeauna să răspundem cu iubire. Suntem invitați și noi să devenim apostoli în această lume, așa cum a fost și Sfântul Luca. Iar Evanghelia din această sărbătoare ne prezintă caracteristicile unui apostol adevărat. O primă caracteristică este aceasta. Apostolul este chemat în vederea trimiterii. Și am auzit la Evanghelie că Domnul a ales alți 72 de ucenici și i-a trimis înaintea sa pe unde avea să treacă el. De ce doi câte doi? Sfântul Grigore cel Mare, într-una din cărțile sale, în omiliile la Evanghelii, spunea că Iisus i-a trimis pe ucenici doi câte doi pentru a arăta că iubirea este de două feluri. Este iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Iar aceste două iubiri nu pot fi separate niciodată. Iar din iubirea pe care o avem față de Dumnezeu, se naște și iubirea față de aproapele. Apoi, o a doua condiție, spune Iisus, nu luați nici pungă, nici de sagă, nici încălțăminte și nu salutați pe nimeni pe drum. Înțelegem de aici că o a doua calitate a unui apostol adevărat este să depindă în totalitate de Iisus. Pentru că mai întâi, apostolul, ucenicul adevărat, trebuie să caute cele spirituale, cele care conduc spre apropierea împărăției lui Dumnezeu și apoi toate celelalte, lucrurile materiale, vor veni de la sine. Și un al treilea lucru, o a treia caracteristică a unui apostol adevărat, este aceea de a învăța. Ce învață? Răspunde la această întrebare, ce învață apostolul, rugăciunea zilei pe care am rostit-o înaintea lecturilor, care spunea că ucenicul adevărat este mărturisitor al iubirii lui Dumnezeu, al misterului iubirii pe care Dumnezeu o are față de toți oamenii. Spune rugăciunea, Doamne Dumnezeule, care l-ai ales pe Sfântul Luca spre a dezvălui prin predică și prin scris misterul iubirii tale față de cei mici și săraci. Aceasta este mărturia pe care trebuie să o dăm și noi, cei de astăzi. Să arătăm celor din jurul nostru misterul iubirii lui Dumnezeu față de toți oamenii. Să facem cunoscute faptele puterii lui Dumnezeu, așa cum am cântat împreună la psalmul responsorial. Și să ne gândim și să fim conștienți că întreaga noastră ființă, privirea noastră, cuvintele noastre, gesturile noastre, arată cine suntem cu adevărat și cât de mare este iubirea noastră. Ce-ar fi viața noastră fără iubire? Gândindu-mă la contextul actual,
aș putea spune că viața fără iubire este ca boala de COVID, nu are gust. Însă ceea ce dă gust vieții noastre este tocmai capacitatea de a sluji, de a iubi pe cei de lângă noi. Uneori este greu, este apăsător, dar cu toate acestea, gândindu-ne la atâtea sfinți, atâția sfinți care înaintea noastră au fost capabili să facă acest lucru, cu siguranță vom reuși și noi să facem lucrul acesta. Și un astfel de exemplu este Sfântul Giuseppe Moscati, care s-a născut în anul 1880 în Italia. Acesta era medic. Decizia de a alege profesia de medic a fost parțial influențată de faptul că în anii adolescenței Giuseppe s-a confruntat într-un mod direct și personal cu drama suferinței umane. Mai precis, fratele său Alberto, locotenent de artilerie, a fost adus acasă după ce a suferit un traumatism în urma unei căzături. Ani la rând, s-a îngrijit de fratele său și a experimentat limita remediilor sanitare, dar și cât de eficace este aspectul religios în tratarea bolii și a suferinței. După ce a absolvit facultatea de medicină în anul 1903, Giuseppe Moscati a îndeplinit diferite misiuni în mai multe spitale. Imediat s-a făcut recunoscut la nivel național și la nivel internațional prin descoperirile sale și prin scrierile pe care le-a realizat pentru diferite reviste de specialitate. Dar mai mult decât orice altceva, personalitatea sa este cea care lasă o impresie profundă asupra celor care îl întâlnesc, a vieții sale limpede și coerente, toate impregnate de credință și de caritate față de Dumnezeu și față de oameni. Pentru Moscati, credința a fost sursa întregii sale vieți, acceptarea necondiționată, caldă și entuziastă a prezenței lui Dumnezeu și a relației noastre cu El. Moscati a reușit să-L vadă pe Hristos suferind în pacienții săi. Acest impuls al iubirii generoase îl împinge să facă tot posibilul pentru cei care suferă. Nu să aștepte ca bolnavii să vină la El, ci să-i caute în cele mai sărace și mai abandonate cartiere ale orașului și să-i trateze de foarte multe ori gratuit, oferindu-le și bani pentru medicamente. Astfel, Moscati devine apostolul lui Iisus. Fără să predice vreodată, el anunță cu caritatea sa și cu felul în care își trăiește profesia de medic că Iisus, medicul divin, dăruiește odihnă și putere celor care sunt împovărați de suferință. Când la 12 aprilie 1927, Moscati a murit brusc, lovit în plină activitate, la doar 46 de ani, vestea morții sale a fost anunțată și s-a răspândit prin cuvintele: Doctorul Sfânt a murit. Aceste cuvinte, care rezumă întreaga sa viață, au primit recunoașterea oficială a Bisericii, astfel că Papa Paul al VI-lea l-a declarat fericit, iar Ioan Paul al II-lea, la 25 octombrie 1987, l-a declarat sfânt. Iubiți frați și surori în Hristos, dragi lucrători sanitari, apostolii au fost cei care au mărturisit acest mister al iubirii lui Dumnezeu față de toți oamenii. Iar această mărturie a lor s-a transmis din generație în generație și a ajuns până la noi.
acum este rândul nostru și datoria noastră să arătăm prin faptele noastre că, într-adevăr, noi suntem apostoli ai misterului iubirii lui Dumnezeu față de toți oamenii. Dragi medici, stimați lucrători sanitari, vă mulțumim și vă prețuim pentru întreaga dumneavoastră activitate, pentru munca pe care o desfășurați. Acolo unde vă desfășurați activitatea, în diferite spitale, având diferite responsabilități în cadrul unităților spitalicești. De multe ori, mergând prin spitale, am auzit această mărturie a bolnavilor care spuneau: într-adevăr, avem printre noi niște îngeri care sunt mereu alături de noi, mai ales acum, în această perioadă dificilă de pandemie. Și fără să vă dați seama, ați fost purtător de speranță. Ați fost de multe ori o punte de legătură între cel bolnav și familie. Pentru aceasta vă mulțumim. Și dumneavoastră știți că valoarea unei secții de cele mai multe ori nu este dată de materialele, de cât de bine este dotată acea secție, dar valoarea unei secții este dată de gradul de profesionalism și de umanitate al echipei de medici. Prin mijlocirea Sfântului Luca, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, tămăduitoarea bolnavilor și Regina Preasfântului Rozariu, Domnul să vă dăruiască întotdeauna putere și curaj, alimentându-vă viața de credință din Sfânta Scriptură și din Sfintele Sacramente, pentru ca astfel să găsiți răspuns la toate întrebările și la tot ceea ce vă tulbură. Iar noi vă suntem mereu alături cu gândul cel bun și cu rugăciunea noastră pe care o facem, pentru ca dumneavoastră, într-adevăr, să fiți la înălțimea vocației, chemării dumneavoastră, aceea de a fi semne vii ale iubirii lui Dumnezeu față de toți oamenii. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria. Fraților și surorilor, Domnul nostru Iisus Hristos a trăit pe pământ făcând bine, vindecând orice boală și neputință. Să-L chemăm în ajutor în toate suferințele noastre. Doamne Iisuse Hristoase, prin mijlocirea Sfântului Luca, apără Biserica Ta Sfântă de uneltirile celui rău și dăruiește sănătate și putere Sfântului Părinte, Papei Francisc, Episcopului nostru Iosif și tuturor păstorilor sufletești. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în sufletul acelor pe care i-ai înzestrat cu daruri deosebite conștiința datoriei de a le folosi în slujba semenilor lor. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește oamenilor de știință să înțeleagă că numai întâlnirea cu Tine, Dumnezeul cel viu și adevărat, dăruiește sens deplin cercetării și vieții lor. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Binecuvântează munca medicilor și ajută în rezolvarea cazurilor grave, iar tuturor celor care se îngrijesc de cei bolnavi și neputincioși, dăruiește-le iubirea delicată a inimii Tale. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Nu îngădui ca grijile și interesele pământești să ne îndepărteze de Tine, ci dă-ne pururi, inimă trează, pentru a sesiza prezența Ta, sub orice formă ai venit la noi. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne!
Dăruiește credincioșilor răposați viața cea veșnică în împărăția cerească. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule atotputernic, Tu i-ai dăruit omului libertatea de a alege binele sau răul, viața sau moartea. Ai milă de noi toți și luminează-ne să Te alegem întotdeauna pe Tine, pentru a ne putea bucura de iubirea Ta în toată veșnicia, prin Hristos, Domnul nostru. Primește, Doamne, aceste daruri, darurile cine se adorile cinstea Ta. Rodul pământului și ale muncii noastre, darurile cinstea Ta. Darurile cinstea Ta. Ia-ne, Doamne, Sfinte, ia-ne, păvere, ale Tale. Binecuvântează, Doamne ale nostru, dară. Ia-le, Doamne, Sfinte, ia-le, păvere, ale Tale. Binecuvântează, Doamne ale nostru, și pâine aduce-ne pe ale Tale, darurile cinstea Ta. Darurile cinstea Ta. Se vor schimba bavne, sânge și trup, darurile cinstea Ta. Darurile cinstea Ta. Ia-ne, Ia-ne, păvere, ale Tale. Binecuvântează, Doamne ale nostru, dară. Ia-ne, Doamne, Sfinte, ia-ne, păvere, ale Tale. Binecuvântează, Doamne ale nostru, dară. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul. Prin aceste daruri cerești, dă-ne, te rugăm, Doamne, harul să Te slujim în libertatea spirituală, spiritului, pentru ca jertfa pe care ți-o aducem în sărbătoarea Sfântului Luca să ne fie spre tămăduire și să ne facă părtași de gloria Ta. Prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Sus inimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeu nostru. Rădănic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-Ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos,
căci Tu ai întemeiat biserica Fiului Tău pe Sfinții Apostoli, pentru ca ea să fie în lume semnul vizibil al sfințeniei Tale și să ducă la toate popoarele Evanghelia Împărăției Tale. Preamărind acest mister al mântuirii, ne unim cu îngerii și cu toți sfinții și înălțăm într-un singur glas imnul de laudă. Spăvânt, spăvânt, spăvânt este Domnul oștirilor cerești. Plină e cerul și tot pământul de mărimirea ta. Osana, 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 metro cevei de sos. Osana, 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 metro cevei de sos. Bimine jevese, cum obnetat, cele care bine în numele Lui. Osana, 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 netro cevei de sos. Osana, 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 netro cevei de sos. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ,
ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feții Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu Sfântul Luca, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui e Dumnezeu, care e asupra mea ta, păcatele lumii, minuiește-ne pe noi. Mielul lui e Dumnezeu, care e asupra mea ta, păcatele lumii, minuiește-ne pe noi. Mielul lui e Dumnezeu, care e asupra mea ta, păcatele lumii, dă-ne nouă, dă-ne nouă pacea. Iată
iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Iisuse, eu te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vin sermanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin. Creștinii să ne dăm mâna, să ne recem pe bună la masa Domnului. Ne este dat o pâine de același bună părinte, oricine o primește, unit cu tot se simte, săracul și bogatul, copii, femei, bărbați, trecându-l la aceeași masă, cu toții sunetem frați. Creștinii să ne dăm mâna, să mergem în prevon, la masa Domnului. Când patimile ne ceară, că din noi să risipească tot binele și harul, iar răul să-l sporească, atunci un glas ne cheamă, e Domnul bun și sfânt, la dânsul nităria, la el venim cu avânt. Creștinii să ne dăm mâna, să mergem în prevon, să Domnului. În valea suferinței, lipsiți de mângâiere, noi parte avem de lacrimi, de chin și de durere, dar o speranță sfântă spre veșnicul izvor, ne-nalță peste lacrimi, la el venim cu dor. Creștinii să ne dăm mâna, să mergem în prevon, la masa Domnului.
Să ne rugăm. Dă-ne, te rugăm, Dumnezeule atotputernic, harul ca pâinea pe care am primit-o la Sfântul Tău altar, să ne sfințească și să ne întărească în fidelitate față de Evanghelia pe care a propovăduit-o Sfântul Luca, prin Hristos Domnul nostru. Îndată după binecuvântare voi rosti și o rugăciune, rugăciunea lucrătorului sanitar. Îi felicit și eu pe toți medicii și toți cei care lucrează în domeniul sanitar și în ziua de astăzi, ziua în care își sărbătoresc patronul, și să ia exemplu de la Sfântul Luca pentru o îndeplinire cu fidelitate și în spirit evanghelic de credință, să-și împlinească misiunea, vocația lor. Noi îi susținem cu rugăciunile noastre și, cum spunea și Părintele la predică, îi încurajăm, pentru că trebuie mult curaj în acest timp de pandemie pentru a face față atâtor necesități din partea atâtor bolnavi. Dumnezeu să vă dea sănătate, curaj și putere pentru a îngriji pe semenii dumneavoastră potrivit misiunii pe care o aveți. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amen. Doamne Iisuse, medic divin, care în viața pământească ai demonstrat o predilecție și o iubire specială pentru cei care suferă și care cred în misterul de vindecare, ajută-ne să ne pregătim ca întotdeauna să ameliorăm suferințele fraților noștri, conștienți de marea misiune care ne este încredințată, fă ca în îndeplinirea de zi cu zi a serviciului să fim un instrument de milostivire și de iubire. Luminează mintea noastră, ghidează mâinile noastre și fă ca în inimile noastre să avem grijă și compasiune. Fă-ne, Doamne, samariteni buni, gata să acceptăm, să tratăm și să consolăm pe cei pe care îi întâlnim în activitatea noastră. Binecuvântează munca noastră și acordă-ne întotdeauna darul iubirii, pentru ca la sfârșitul pelerinajului nostru pământesc să putem contempla întâlnirea cu Tine în gloria cerească. Amin. Mulțumim preasfințitului și preoților din altar pentru acest moment de rugăciune și după Sfânta Liturghie aș ruga cadrele medicale, lucrătorii sanitari să mai rămână puțin aici în biserică pentru a stabili modalități prin care putem fi mai activi, cum putem veni mai ușor în ajutorul celor care sunt care se află în suferință și în boală. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace! Mulțumim lui Dumnezeu! Ne rugăm acum prohodul pentru sufletele răposaților pentru care am oferit Sfânta Liturghie în această seară, pentru Tereza, Rodica, Roza, Anton, Tereza, Viorel, Andrei și răposații familiei, și pentru răposata Lucica.
Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră primire, ma chiar și morții te-ai supus, și ai nevins prin ea dușmana lor, pe cel ce moare tăinea lor. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu cană de lama primi-ne slavă, slavă în așteptarea ta. Și atunci când vei veni la numele ta, noi ești numele tău primat. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisusele, care din lume au plecat, rânduire veșnică a luminilele, să te slăvească nenecetat. Strigi către tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Leacă-ți mână-ne în urechea ta, la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este ierta mare, cine te de tine? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Mai mult decât așteaptă strășărie, iubirea nasorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel de toate părădele cine voi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Recum era la început și acum și vine pururea și în vecii vecinilor. Amin. Strigă către tine, Doamne, Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, îndură-te de ei. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, mântuiește de cel rău. Pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletele slujitorilor Tăi răposați pomeniți, pe care i-ai chemat din această lume, la loc de lumină și de pace, și să-i unești cu mulțimea Sfinților Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Odihna veșnică de lor, Doamne! Și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Domnul e iubire, iubire sfântă, El ne iubește nespus mai rău,
De aceea inima cu dor tot cuvântă, iubire iubește Dumnezeu. De aceea inima cu dor tot cuvântă, iubire este Dumnezeu. Curile de față, o activitate în domeniul sanitar, mai ales atunci când, după cum se practică în această apreciată policlinică din Roma, se urmărește nu doar